Peremiștii Gorjeni s-au arătat indignați de rezultatele de la examenul de bacalaureat și dau vina pe sistemul actual de învățământ. Cu toate acestea, președintele PRM Gorj, Dumitru Dascălu, este de părere că nu trebuie să fie învinuiți profesorii, ale căror salarii sunt mici și care abia își pot asigura un trai decent. Deci nu putem să dăm vina pe profesori, nu putem să dăm vina pe părinți, care numai grija copiilor nu mai au timp să o ducă. Sunt preocupați de grija zilei de mâine, sunt preocupați că sunt trimis în șomaj, sunt preocupați că nu au ce să pună pe masă copiilor, sunt preocupați că mâine vine fiscul și le confiscă mai știu eu ce, sunt stresați permanent și deci nu mai au timp să se ocupe de educația și formarea. Peremiștii Gorjeni sunt de părere că sistemul de învățământ are nevoie neapărat de o revigorare. De asemenea, liderul peremist Dumitru Dascălu crede că Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare trebuie să facă o analiză a factorilor care au dus la rezultatele slabe de la bacalaureat pentru a lua măsuri în această privință. Fără a forma tânăra, fără a ne ocupa serios de formarea și educarea tinerei generații, societatea românească nu are niciun viitor. Viitorul este al tinerilor și de modul cum ne ocupăm să-i formăm, să-i educăm, depinde viitorul nostru al tuturor. Președintele PRM Gorj, Dumitru Dascălu, crede că instituțiile competente trebuie să facă mai multe schimbări în actualul sistem de învățământ, începând de la a nu mai numi directorii școlilor pe criterii politice.